E mai greu cu tine, ești foarte, foarte, da. Da, bunica ta o știe pe Alexandra? Imprevizibilă. Întreabă, povești ce de Alexandra. Bunica, bunica, Alexandra. E ok, da, terminat. Vulzărul roșu. Da, au zis că nu, merge. Băi, vara-i vara, orice ar fi. Pă bune, așa am rămas acum. Dar ce s-a întâmplat? Nu știi tu vorba aia, că nu e. E mai actuală. Oricum, foarte frumoase scrisorile, să știi. Chiar un gest de apreciat. Chiar ai fi vrut să scrii și ții una, Alexandra? Chiar da, mi-ar fi plăcut și mie o scrisoare. Așa, păi niște complimente pentru că... Lasă că vă știți în fiecare zi, la fiecare, dacă vreți. Ce să mai dacă... O secundă. Numai pixuri să ai. Niște complimente aș fi vrut și eu să primesc, sincer. Mai înainte ți-am zis că e cel mai frumos coc. Ești ca o gheișă de aia din Japonia. Ce vrei să zic mai mult? Nu știu, vreau să găsesc cineva niște calități, că George n-a fost capabil să-mi zică niște calități, zică pe cele fizice. Vorbește și mai tare. Cum? Spune, scumpă, ce ai spus? Niște calități. Scumpii. Niște calități? Da. Să mi le zic eu? Nu, ale e. Da, ia, spune niște calități. Ce calități crezi că are ea? Ea? Da. Nu la prima vedere. Măi, ai sufletist, așa. Nu e o fată rea. E sufletistă, Maxim. Să vezi ce sufletistă e curat. Nu, serios, e sufletistă. Aici, cea mai sufletistă e. Bună, de la calitate cu prima redă cu spate. Lasă că am fost, stai miști. Lasă-mă ce vede omul, nu ce știm noi. Să știi că... O duce capul, numai că, na, poate încă din cauza vârstei sau poate că încă vrea să copilărească ea sau poate că încă nu știe, poate ce își dorește și așa mai departe și normal. Nici unul dintre nu știa cine dorea la 19 ani. Da, nu. Înțelegi? Vorbește, spune. Da, nu. Da. Dacă o duci la gara să se întrebe. Dar zi, dacă voi aveți ceva de obiectat, puteți să spuneți. Tare, răspicat. Noi râdeam de Kinga. La Kinga îi place cum vorbești. Puteți să vorbești tare, știi? Adică nu. Andrei, la Kinga îi place cum vorbești. Nu, nu duci cu tine. Stai să te ridici, Brușoara. Cum ai zis eu, dacă o duci... La gara așa vorbești. Nu mă duci la cuia de rău, seama și pe care. Da, nu? Păi da, bine. Fetelor, stați puțin, că primește și fata aia și complimente. Da, după aia vă luăm la omor, la astea ne luăm metunde. Stopa, fetelor, vorbim după. Continuă, te rog. Aș încerca să, dacă ar fi să fiu iubitul tău, no. Trebuie să presupunem, să facem o supoziție. Aș încerca să, nu știu, să... Dar să nu sune prost pentru tine, să ne înțelegi, să nu te simți prost. Să te deștept în sensul bun, adică să evoluezi, să crești din punct de vedere al maturității și al inteligenței. Pentru că se poate lucra cu tine, te duce capul ăsta că încă dormi, parcă, nu știu, parcă visezi așa cu ochii deschiși, știi? Bine, nu-i rău, te repet, încă e vârsta. Dar dacă o să ai pe cineva care, nu știu, să pună preț pe tine, să știe cum să vorbească, ce ea, să te facă să te simți, stai un pic, să te facă să te simți în largul tău. Doamne, puteți să... Da, n-ai nimic. Să te simți în largul, îți place, știu, să te simți în largul tău și așa mai departe. O să-ți fie ok, știi? Numai îți trebuie, repet, un om. Tu ești foarte... Nu neapărat că depinzi de cineva, înțelegi? Dar nu ești o fire atât de puternică încât să o duci tu singur. Uite-te cum e fata la... Mai la dreapta, domnișoara. Bianca? Bianca, cu, da. Cu... Adică ea... Ea știe ce vrea, da, înțelegi? Ea știe... Ea știe, scuze, cum? Dar nu vorbi cu mine, m-am supărat, serios. Chiar scris scrisori, dar nu știi cum mă cheamă. Uite, scris aici, liderul casei. La mine se referia. Nu la tine mă refeream, la Bianca mă refeream. Dar vroiam, îți știu numele, vreau să zic fata care stă cu două... Coronița, cu Coronița. Nu, care stă cu două locuri după, așa vreau să o fac, știi? Nu că nu știu numele, da, înțeleg. Da, vroia, știi, să adică fie bine, referire să, la să tine, nu se da. Supere nimeni. Dar e de bine, că... e de bine, nu e de rău, Bianca, înțeleg? Și normal. Deci e de bine. A venit fata. Practic de lăudam acum, știi, era de bine. Doamne, da, deci dacă, merește. Dar, repet, în 2, 3, 4 ani, repet, dacă pui preț pe tine și te respect și știi ce vrei de la viață, poți să devii cineva. Dacă nu spun sincer, o să fie tristă povestea. Trebuie să începi încet să știi ce vrei. Nu, eu m-am venit pentru el. Să știi ce vrei, Andrei! Să te... Spune sincer. Mă lăsați-mă puțin să vorbesc și eu vreau să-i dau o replică omului la ce a zis. Mă lăsați și pe mine că sunteți... Da, lăsați-o și pe Alexandra. Stai că scoate katana. Are un cuțit în cocul ăsta aici. Vrei să nu scadă. Mă scoate din acuzat. Da. Da, probabil că ai dreptate, doar că
din exterior tot ce am spus eu până în momentul actual despre mine și despre viața mea e interpretat într-un mod greșit. Stop, eu nu știu. Nimeni nu știe cu adevărat, nu cunoaște povestea și nu mă cunoaște pe mine în primul rând pentru că n-au cum să mă cunoască. Nici cei de acasă, nici cei de aici n-au cum să mă cunoască pe mine în totalitate ca persoană, ca ființă, cum sunt eu. Nici să nu te cunoască. Așa. În al doilea rând ai spus că Bianca e o fire mai puternică, mă rog, ai înțeles ideea. Mai matură în sensul ăla am dat-o. Da, normal. Pentru că poveștile noastre sunt total diferite și au luat-o pe alte rute. Plus că ea este mult mai mare și are, e mult mai înaintată în vârstă decât mine. Adică e bătrână. Nu e bătrână. E mai old. Ca și mine. A trecut, a avut când să treacă peste perioada asta de la treia trecere, să zic așa. Bun, scumpă, ține-ți de ea. Deci, în primul rând, eu nu știu absolut nimic de tine. Prima oară când te văd. Vezi că eu ți-am ascultat ideea până la sfârșit, iar în momentul acum, în care eu aș nu vrut în continui ideea până la sfârșit, ca să se înțeleagă ce am vrut de zis, ar fi trebuit să mă lași. Spune. Că așa ar fi fost frumos. Eu ți-am ascultat ideea până în punctul în care ai vrut tu să ajungi. Spune, scumpă, spune, te ascultăm. Te rog frumos, nu mai îmi spune, scumpă, că nu-mi plac alinturile. Dar ne-am cunoscut și îmi spui scumpă. Eu păi un alin, ca și cum zici în engleză, dar am dragă, un nume, ți-am zis de la început. Nu am nevoie nici de boni, nici de scumpă. Îmi spui pe nume, numele meu este Alexandra. Bine, Ionela, spune, te rog. Bine, Mihai, ne auzim. Deci, în primul rând, eu nu știu absolut nimic de tine. Gata, că stai mă, să-i spun. Alexandra. Deci, eu pe tine nu te știu, e prima oară când te văd. Deci, ai dat-o în bumbă cu primul și al doilea loc. Pentru că eu nu știu absolut nimic de tine. Eu zic cum te văd la prima vedere. Deci, îmi pare rău, dar ai vorbit pe lângă subiect. Colegul tău. Georgică? Ce? L-a ascultat mai. Georgică. Care e problema? Nimic, dorme acolo, scuze. Da, că îți făcea semne. Cine, dacă îți spun scumpo, chiar nu o zic, auzi? Nu o spun, Alexandra. Așa. Nu o spun cu ironie. Nu vreau să vorbesc altfel decât frumos aici, știi? Dar, nu știu, poate ești obișnuită cu alte o întrebare. Care dintre voi băieți folosesc așa gen de apelative la fete? Scumpa mea, frumoasa mea, care din voi acolo e așa mai? Eu zic doar șef. Dar cine a zis scumpa mea? Eu am zis ție, drăgălașă, Bianca. Cine a zis frumoasa mea? Era un apelativ. Era un apelativ, ca și cum zici drag. Păi de asta ce să-i zic? Păi, cum să-i zic? Păi cum să-i zic? Educativ. Faci bine, eu nu te-am criticat, super. Păi nu, eu zic ei că săraca, nu știu cum ar fi să-i vorbesc. Nu am spus nimic. Adrian, îți folosesc da, ție cu drăguț. De unde ești, Alexandra? Păi Adrian, Andrei și... Gata? Alexandra de unde e deloc? E secret. Nu poți să-i fac nimic. De pe lumea cealaltă, de unde? Da. Am venit acum special. De pe lumea cealaltă? Da. De sus sau de jos? Mai un pic cu cocola din el în renașterea. Cum? Și de sus și de jos? E așa o... V-ați întâlnit la mijloc și ai ieșit tu. Oricum ai super puteri, deci puțin sigur ai sare, puțin de... puter. Da. Are super puteri, da. Să știi. Are, micuța sirenei ai. Puteți vorbi și cu noi. Chiar să... Da. Dar noi vrem să vorbim cu voi. Eu, Sorin. Haideți, v-am pus o întrebare. Vezi că m-a supărat pe Alexandra că are super puterea. Vă simteți puțin că am miștocare astăzi. Amândouă. Băieți. Hai. Băieți, doamne, zic că n-am mai auzit să spui asta. Aproape că mă bucur. Hai, mă rog. Că eu știu că e acum. Întrebarea era, dar care dintre voi băieți mai folosesc așa ceva? Apelative. Este în vocabularul la mulți oameni, să spui depinde așa. Depinde când. Se mai folosesc, dar depinde de om. Sau cu cine. Păi nu știu, la o chelneriță îi spui dragă, mulțumesc dragă, adică nu știu. Da, mai folosesc. Da, dacă vrei să combini, da, da. Eu niciodată, doar pe nume. Nu, mulțumesc de tot. Eu mai zicem la vrăjeală. Bravo. Mulțumesc, dragule. Bravo. La vrăjeală, la prieteni pe care îi cheamă vrăjeală. La vrăjeală mai zic și eu la câte o fată șefule. Gen să se adă. Așa nu.